Bună, eu sunt Camelia. Bine ați venit alături de mine în bucătăria gătește-ușor.ro. Piețele s-au umplut de flori de soc parfumate și minunate și eu m-am gândit să vă arăt astăzi cum să preparați o delicioasă dulceață de flori de soc. Mai puteți găsi pe site-ul meu cum să faceți socată și sirop din flori de soc. Iar astăzi vine rețeta de dulceață care merge perfect pe pâine prăjită un secund. Vă invit în continuare să urmăriți rețeta și modalitatea de preparare. Această rețetă vom avea nevoie de 500 de grame de flori de soc curățate. Eu am achiziționat 4 punguțe generoase de flori de soc pentru că așa se vând ele. Cam așa arată în varianta în care le-am cumpărat și am cules toate florile de pe aceste crenguțe. Vom avea nevoie de 1 litru de apă, 1 kg de zahăr și o lămâie mai mare de la care vom folosi atât coaja cât și zeama. Pentru a face dulceața de flori de soc, va trebui să punem într-o oală cu baza mai groasă sau într-o craniță apa. Voi pune pe foc și zahărul. Pentru a face un sirop în care vom fierbe florile de soc, voi amesteca. Și tot acum, la început, voi adăuga coajă de lămâie pe care o voi desface așa cu pilărul de legume. Fac asta pentru că nu vreau să iau și din partea albă, care este amară. Lămâia va împiedica dulceața noastră să oxideze și florile de soc să-și păstreze culoarea foarte frumoasă. În felul acesta va fi mai ușor să adun ulterior bucățile de coajă de lămâie înainte de a pune florile de soc. Și voi lăsa siropul timp de 15 minute, până când tot zahărul se dizolvă și siropul se îngroașă puțin. Siropul meu de zahăr s-a închegat, am dat la o parte cojile de lămâie, iar acum are un gust foarte plăcut de lămâie și de zahăr, bineînțeles. Așa că este momentul potrivit pentru a pune florile de soc. Voi adăuga toate florile de soc, voi amesteca așa ușor. După ce am adăugat toate florile de soc, voi adăuga și zeama de lămâie. Voi amesteca foarte bine și voi lăsa să fiarbă la foc potrivit timp de 30 de minute sau până când dulceața se leagă. Au trecut 40 de minute de când am pus florile de soc în sirop. Ceea ce am eu aici în oală s-a transformat într-o veritabilă dulceață de soc. Este gata, îi voi opri focul și o să-i fac un mic test pentru a vă arăta că este gata. Voi pune pe o farfurie câteva picături de sirop. Dacă picăturile își păstrează forma și nu se întind pe farfurie și nu se lasă zeamă în jurul lor, înseamnă că dulceața noastră este închegată și o putem pune în borcane. Este momentul să pun dulceața fierbinte în borcane. Am spălat borcanele cu apă și detergent de vase, iar apoi pentru a le steriliza le-am pus în cuptor, pe tavă, în cuptorul rece și le-am lăsat 30 de minute la temperatura cea mai mare, iar apoi le-am lăsat să răcească puțin, încă sunt ușor calde, înainte de a pune în ele dulceața. Folosind o pâlnie din aceasta pentru borcane, voi pune dulceața. Am umplut primul borcan. Vă sfătuiesc, dacă găsiți o astfel de pâlnie, să o achiziționați pentru că este foarte bună pentru operațiunea aceasta, nu se mai îmbulbăresc borcanele. Și voi continua felul acesta până umplu toate borcanele. Dulceața
dulceața de flori de soc este gata. Vă sugerez să o lăsați să ajungă la temperatura camerei și să răcească complet, iar apoi să o depozitați în cămară și să o savurați pe felii de pâine prăjite cu unt sau clătite. Sper că v-a plăcut rețeta mea și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook, să subscribe canalul meu de YouTube, gătește-ușor.ro. Vă urez poftă bună! 4 punguțe, pentru că așa se vând ele, din care am obținut a sterilizat borcanele după ce le-am spălat. Le-am pus în cuptor pentru că am florit socul, o plantă foarte, foarte parfumată și foarte sănătoasă. M-am gândit să vă arăt cum să preparați o bogată, mai fă o dată. În cazul în care nu ai dat deja like paginii mele de Facebook și subscribe canalului meu de YouTube, te invit să o faci aici și aici. Pa, pa!